Deci exact magazinele care le-am umplut cu domnul Iulian Dumitrescu, de sus până jos, geamul tot de sus până jos, alea sunt problema în Plăști. Asta e problema mare în Plăști. Eu sunt o problemă. E posibil așa ceva? Unde ajungem? Nu vă dați seama că după mine n-am vrut să vină mulți, după mine vin mulți. Eu aduc 1000 de voturi la alegeri. Nu vă dați seama că umplu parcările și alea. Nu vreau să ajung acolo. Nu vreau să ajung la DNA. Eu știu ce înseamnă să faci rău la cineva. Dar puțin respect, sunt singurul fost deținut politic, sunt cel mai tânăr din țară. La 62 de ani. Am ajuns bătaie de joc. Am ajuns bătaie de joc la angajați, la director de compartimente. Când dau numele meu, închid telefon. De nu se poate discuta decât dacă eu sunt militar și trimit lui iubita o scrisoare, îmi trimit și altă scrisoare după dorul. Așa se comunică cu primăria municipiului Plăști. Nu se poate. Deci dai pe 8 martie, există cort la parter de bloc, știți? 25 metri pătrați sau jumătate metru de bloc în grătina de gunoi. Cort! De 2 ani și ceva. Cort! Și eu stau cu magazinul peste drum, n-am voie să funcționez în regulă, urbanistic, e în regulă tot. S-a dat aprobare la Comisia 2 și 4. De ce nu se respectă aprobările? Adică, dacă stau să gândesc, nu e o jumătate din Consiliul Local, Comisia 2 și 4. De ce nu se respectă? Cine un angajat contestă jumătate de Consiliul Local? Un jurist, e posibil așa ceva? În regulă. Mulțumim, domnul Gaidoș. Bun. Și eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Acestea fiind spuse, de toate în tanghită.